Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Salut, Neaticu! Iartă-mă că te-am scos sâmbătă frumos, corespunzător! Am luat Piața Volantă, nu? Vă facem un reportaj. Așa n-a și ieșit cu șorul la minus 1,5 grade. Eu nu știu ce fac oamenii ăștia aici. La minus 10 mă mai ieși? La minus 10? Vin iarna. Hai, da, poate fac ăștia ceva aici. Hai, ticușor, hai cu curaj. Hai, 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 un pic că stăm ca mățuci aici și oamenii ai îngheață acolo. Hai să vedem ce fac oamenii ăștia la minus 2 grade. Hai, hai. Ah. Hai, ticușor, hai, te dai greu jos din mașină. Te-ai învățat cu mașini bune, mari, înalte. Oh, doamne, doamne. Dragii mei, suntem între, ca de obicei, între OMV și metro, la intrare în Suceava, dinspre Fălticeni, aici și la direcția agricolă, Piața Volantă, n-aveți cum să o ratați, imposibil să o ratați, și am o veste bună pentru domniile voastre, s-ar putea ca iarna asta să fie bine, să fie bine, Neaticu. Facem drive-in aici la Piața Volantă, vrei să vezi? La minus 2 grade, hai să-i salutăm pe oamenii ăștia, hai să le spunem bună dimineața, cât ori mai fi, cum ori mai fi, dragii mei. Azi e ultima strigare de produse proaspete și bune. S-ar putea să mai fie că mai sunt vreo doi care au solari încălzite, dar uite, oameni corespunzători au luat o treabă bună, pleacă acasă. Ticușorul, o dăm cu bună dimineața? Da. O ardem așa, corespunzător? Fii atent ce face omul acolo, fii atent ce face omul acolo. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Bă, hai să ajutăm, hai să-l ajutăm de noi. Dar nu pot să cred că mai văd și suceveni care mai fac câte o faptă de asta, bună. Dar nu, e rupt, ăsta e rupt de aici, l-au rupt cu tot. Oricum, felicitări pentru gestul frumos. Nu, l-au rupt, ăsta nu mai poate fi. Bă, Neaticu, tu înțelegi că am găsit și suceveni care... Doamne, încă mai avem o șansă, încă avem o șansă, ticușor. Hai să o luăm cu curaj. Uite așa se iese de la Piața Volantă. Bună dimineața. Doamne, ajută. Bun, de unde vrei să începi, ticușor, o acțiune? O luăm așa abrupt aici pe așa sau o luăm pe stânga? Acum pe stânga sau pe dreapta? Tu ești de la PSD sau la PNL? Pe dreapta o luăm, că suntem liberali. Ce, că producătorii sunt liberali, ca să știi despre ce vor. Vedem cu să o luăm așa abrupt. Vai. Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața. Vindeți acolo, că noi cu cântarea mai târziu. Dă-te așa aproape, ce și lea. Bună dimineața! Permite să ne apropiem de dumneavoastră. Neaticu, fii atent aici, cum facem noi, cum se face în Piața Volantă, schimb de tricouri. Așa. Repede să facem noi. Asta e. Așa, eu voi pe asta. Mai dați ticket, o să fie euro și o să luați. Măcar o poză să-mi fac. Deci, ticușor, ești pregătit să-mi fac o poziție. Mare drag. Așa, lăsați-o deoparte. Asta e prea faină pentru mine, dar merge și asta. Căciula n-am nevoie, că eu să vede bine, ticușorul să vede bine, să rămână, bună dimineața. Urechile sunt un pic cam ieșite din context, dar nu se mai poate. A fost perfect. Ticușorul, mă vezi aici? Ce faceți în această minunată dimineață? Așteptăm clienții care i-au speriat un pic vremea, dar noi avem răbdare și așteptăm aici cu drag. Cât răbdare puteți avea? Să zic, nu trebuie să disperăm, pentru că așa vor veni zile din astea, vor fi și de acum înainte. Am o veste bună? Exact. De săptămâna viitoare? O să fim în interior, exact. Și atunci chiar doamna directoare, mi-a anunțat doamna directoare oficial și am zis să fie cu noroc și măcar să putem să discutăm, să fim mai lejeri, nu îmbrăcați în... condiții. Bani nu am pe acolo, așa că... Cum stăteam și multe ani, nu ți-am dat o leacă bani. Da, bun, dar bună-i căldura asta, dacă avea și mânici, era foarte. Parfum. Era parfum, nu, dacă avea și... E greoaie. Mânicile și se întâmplă, te țin un pic, știi? Covineanu știe ce trebuie. Și e făcută la munte, Dumnezeu să-l ierte pe domnul Zaharia, care a murit sărac, un meșter extraordinar. El a făcut bondița asta. Și de la el o am? Așa. Eram la Iași. Exact cum a spus dumneavoastră acum. Eram la Iași, cu produs în Bucovina, la târgul de toamnă. Și la fel o vreme din asta, un adevărat, vânt urât. Așa. Domnul avea expusă pentru vânzare. Eu mă duc, am pus-o, n-am mai lăsat-o. Super. Adică, da, n-am mai lăsat-o. Ticușor, ca să vezi de unde vine răbdarea Domnului, da? De aici e răbdarea? Acolo. Cam asta. Ați gustat-o. Asta e răbdarea, de aici provine răbdarea. Ați gustat, da. Boierule, să trăiești, dar nu mă pot abține să nu mă îmbrac.
să facem e schimb de tricouri încă o dată. Păi ce înseamnă să nu te obișnuiești cu pălăria? Mulțumește frumos. Acum se simte răcoarea. Da. Răcoarea de la Barcelona, ce bine era la Barcelona. Ce bine de la Barcelona și ce rău e acum. Mă blanchează aici frumos. Ticușorul sunt corespunzător? S-aude, se vede? Ceva așa mai. S-aude, se vede, da? Acum, da, într-adevăr, ne vedem săptămâna viitoare. Putem vorbi liniștiți. Zi frumoasă, zi frumoasă. Mergem aici să-l salutăm. Vine și pe la dumneavoastră. Doamne ajută, ce faci? Răbdarea dumneavoastră. Dă-te aproape ca să arătăm oamenilor adevărul. Să nu ai sentimentul că, uite aici așa, aici e răbdar, aici e încălzitorul, nu? Ce faceți? Ce ai fierbinte? Ce ai fierbinte? Îndulcit cu? Îndulcit cu? Acum, la minus 2 grade. Miere de albine și propolis. Ce recomandați la minus 2 grade? Un ceai fierbinte cu miere de cu care? Propolis, zici, cu propolis. Propolis. Asta da, ai spus, nu? Și miere de polifloră, e ok. Dragii mei, în Suceava este o din aia o epidemie de bronșită, de știți, nu? Toți copiii răcesc la școală, după antrulante. Zici că ce recomandați-ne ceva de aici repede ca să nu avem aici un mix care e foarte bun, cu lățișor de matcă, păstură, polen și propolis. E ideal pentru copii, pentru adulți. Cât e așa ceva? E la 15 lei. 15 lei, dragii mei, și nu glumesc. Da. Credeți-mă, mai bine să previi decât de să tratezi. Veniți, luați că e păcat. O cât? O bucățică dimineața, să cum se asta? O linguriță micuță. O linguriță dimineața și râs în fața răcelii. Cum e să ia preventiv, să ia, nu atunci când te când vă eu. Așa e, când vine iar, vai, dați-mi ceva de copil. Păi ce să-ți dau, că toată vara ți-am dat și tu n-ai vrut să iei. Ne avem la îndemână și da, sau cu cătină cu miere. Da, sau un hectar de cătină sau. Ticușorul, când ai mâncat moara și ceva? Nu mai știi, super, că tu mănânci în fiecare zi și nu-ți dai seama de lucru. Vă urez să puteți, de suma viitoare ați aflat, da? Băgăm inside, drive-in facem de acum. Dar să trecem mai departe. Băi, tot încerc să ajung la omul ăsta, numai cumpărătorul are, nu știu, Neaticu. Am ajuns de... Dă-te așa într-o poste, dă-te într-o poste. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Aici înghețăm de frig. Da, de ce? Păi sunt în teritoare, nu sunteți cu de-asta? Da, sunt mașina, nu? Plecăm de unde, din ce zonă veniți, ca să spunem? De la Udește. Udește, aici aproape, drumul e bun, frumos, fără gropi. Ce vindeți azi? Arătați-mă un pic ce, la avem ce? Avem niște mere. Atât, nu? Suc de mere, da. De acum cam gata? Da. Avem niște Ionatan, tipul soiu vechi care a fost. Ăla bunuțul, da. Autenticul, celebru, da. Ionatanul. Și ăla de sus? Bătrânii spun pentru diabet, dar nu le știu. Pe denumire nu le știu, sincer. Da. Și aici colegul, nu? A plecat? A lăsat. A, e cu abandonatul. Tu unii pătrunjelul ăsta? El să lăsăm să ia banul și după aia mergem la el acolo. Vă lăsăm cu... Poate e ușor, dar tot. De vedem minus 2 grade, e o dârdină, nu pot să țin microfonul în mână. Bună dimineața! Bună dimineața! Continuați acolo, luați-le banii și le-a dat banii. Spuneți-mi, de unde aveți bișterie? Nu, vaza știu de unde. Da, asta la ora asta, de unde aveți? Din solar? Nu, de afară, de asta, dar am pus... Încă mai rezistă? Nu, am pus flis pe ele. Este un agril. Așa? Ăla microporos, așa. Așa, am pus pe el când la frig, l-am protejat. Că noaptea acum sunt minus 4 grade. Acum nu, dar până acum au fost. Nu mai e, gata, ultimul ăsta. Nu, sau e ultima stică, ultimul buchet da, de... Ultimul, da. Un buchet de... Cât e așa o bijuterie? Că 3 lei. Bijuterie. Oh, și mâraș pentru gel? Da, tot 3 lei. S-a terminat. Da, e ultima strigare. Pentru... pentru verzăciuni, cum ar fi. Da, deci sâmbătă viitoare nu mai avem. Nu mai aveți, deși vă bag înăuntru. Deci uitați că... Conopida. Începe să înghețe. Asta din câmp ați luat-o direct. Da, de... da. Bă, băiatule, da, nu mai ține figura, deci, nu? Ardei de asta nici nu mai zicem că-s de acum cam la revedere. Deci ieri am defișat ultimul solar. Deci ăștia, ieri am scos și capea. Na, de acum roșii iar la fel. Păi tu 7 lei kg. Din solar, sunt ultimele roșiuțe pe care mai pot. Asta se mai coc? Se mai coc el picuț, da, așa? Da, se coc. Dar uite că-s frumos, e rău, da, ticușorul. Ultimele roșiuțe și miroase. Ăla, verdele alea de la... Acum o să avem din astea. Părădăcinoase. Mai post încă prea multă bunătate. Așa suntem... Felicitări oricum. Impost, nu? Impost și rugăciune. Da. Nu mergem aproape, că ticușorul merge mai departe, o dăm și pe cărnoase, că nu mai pot. Ticușorul, nu mai pot, ticușorul, să se spune bună dimineața. Sărut mâna, bună dimineața. Ce faceți? Înghețăm. Cum înghețați, doamne, dumneavoastră înghețați? Nu, să nu spuneți că este pentru degustat asta. Da, cum? Da, nu am putere nici să bag în gură. Frumos arată, doamne. Da, ticușor, trecem pe partea asta, alaltă, ca să mă vezi aici, lângă doamne, două doamne. Servici. Dar puțin acolo încăldare, trebuia să fie aici, trebuia să îndesăm așa la bănie. E bine și așa, că e post acum, nu? Da. Vin, dă-te așa. Ce asta, doamne? Ce bijuterie asta? Explicați-mă un pic. Ce ați făcut aici?
o ruladă de carne. Așa, ziceți dumneavoastră că ziceți bine? Preparatul se cheamă porchetta, este de proveniență italiană, este bustul porcului. Așa? Copt la coptor pileni. Ticușorul, ce nu-ți... Vreți să gustați? Eu nu, că dacă mă apuc de gustat, treaba nu e bună, Ticușorul. Uite, vino să o vezi în cum se cheamă asta, în secțiune. Da. Spuneți-mi, din ce zona Italia proveniți? De unde ați lucrat? În Arezzo. Asta în ce zonă e? Sud? Monte San Savino. Ai ca și cum eu știu Italia, pe de rost. Nu știu, unde e asta? Provincia Firenze. Mai jos, mai sus, în nord, în sud, unde? În mijloc. În mijloc, pe acolo. Da. Aveți un accent interesant. Și de ce ați venit acasă? Cine ați rămas acolo? E frumos în Italia, mai cald, e bine, v-o trebuie România. Da, na. Soțul meu a făcut așa ceva, a lucrat. El? Da. E din România? Nu. Da. Din Belga? Da. Pe bune? Da. Ouleu. Și asta nu e rețetă românească, e rețetă... Păi e rețetă italiană, dar o face și aici, în România. Și aveți succes cu ea? Da. Serios? Da. Dați-mi, doamnă, să gust un pic. Cât e kilogramul? Da, cât e kilogramul de așa ceva? 60 de lei. Nu, tăiați cu... Dar luați ușor așa, că la mine, dacă mă apucați, să tăiați... Mă, cum auzi, cum s-aude, Ticușorul, auzi cum... Atât, că după aia deja... Ia, Ticușorul, fii atent. Este ceasul și șervețele, dacă... O mai umăroc ca doamna să nu găsească șervețelul prea repede. L-o găsi, nu? Da, am găsit. Auziți, mă puteți cu prosop. Eu mănânc până găsi șervețele. Să tot mănânc, tot mănânc, tot mănânc. Dați-mă un pic prosop, nu? Da. Atât numai un gând. Să rămână, mulțumesc frumos. Și toate astea, asta? Asta este mușchiuleț, făcut după rețetele noastre, ceafă de porc. Toba este făcută tot ca... Chemează toba acolo, te cunoști, să vezi cum se întâmplă. Ai toba italiană de... Da, se face un pic mai divers. Mai deosebit. Mai cum? Fără gelatină. Ați crezut că ați scăpat de asta emisul în Italia? Fără răcituri. Fără răcituri, nu? Nu, le-am adus acasă pe amândouă, două am avut. Amândouă au fost plecate, amândouă au venit. Una face pâine, una face carne. Și se merită? Se merită. Vă bucurați că au venit? Ba. Din ce zonă sunteți? Din Frătăuții Noi. Tu mai de acolo ați venit astăzi? Da, cum? Sănătate să aveți și mă bucur pentru dumneavoastră că v-au venit fetele acasă. Acum, dacă treaba e bună, Ticușorul... Și aici? Ticușorul? Cârnați! Ce aici? Ai zis? Salțici? Deci doamna e... Mă, te zic, Ticușorul, cârnați frumos! Salțici, a se spune, deci ca să ne înțelegem. Sănătate maximă, felicitări! Trecem și la doamne. Știi de ce doamna e singură astăzi, nu? Domnul mi-a promis o bandă adezivă și nu mi-a mai adus... Să rut mâna doamna Larisa. Nu știi pe doamna Larisa? Nu o să uite la filmele pe care le face. Ce mai probleme, faceți? Ce probleme, ne-o să mai vedem. Unii tânărul Marian, dumneavoastră, soțul noastră, nu e. Că trebuia să-mi aduc banda aia de... Mi-a promis să-mi aduce o bandă adezivă pentru solarul meu, că mi s-au nenorocit solar. Ce mai are? Credere, nu mai are nevoie să vină. Și asta e adevărat, eu aș avea. Să trăiți. Ticușor, domnul vrea să te salute. Să trebuie să-mi flăi. Doamne ajută! Ce faceți? E cam ultima strigare? Ultima strigare, așa, de protocol, mai mult. Adică cum de protocol? Să dați degeaba? Cam da. Serios, e fin. S-o cam terminat, nu? Anul ăsta s-o cam terminat. Dar capul ăștia frumos, de unde aveți? Din grădina Raisei. În grădina Raisei. Ticușorul, fii atent cum se face dacă vrei, de protocol, știi? Să pui așa frumos, pui... Vorbește în loc de microfon. Asta e în loc de microfon. Dar nu așa? Eu le-am încurcat, este? O moleacă le-am cam încurcat. Haideți, apropiați-vă, nu stați, doamne. Trăiți. Haideți că aici e oferta. Cu toată stima. Cu toată stima. Cât e? 3 bucăți la 5 lei. 3 bucăți la 5 lei pe alesă? Da. Dacă nici asta nu e ofertă. Nici nu se mai discută. 5 lei. Vă dau eu 5 lei, nu m-ați cumpărat de la doamna Larisa. Doamne, 3 bucăți. Deci 3 bucăți, haideți că să vă spun cum se face. 3 bucăți. Prima bucată e asta. Nici chiar asta. Dar ce face, doamna? Sunteți client fidel aici. Dați-mi o pungă. Ce pungă! Hai, puneți-mi 3 bucăți! Veniți în fiecare zi? Adică în fiecare sâmbătă? Vin în fiecare sâmbătă, nu cu destinație de a lua ceva, dar mă uite, mai găsesc ceva așa care... Alături aici de la Frătăuții Vechi, e pe cărnoase din alea... Alea le știu pentru ăștia care mănâncă de fruct. Eu acum postesc în perioada asta și nu vreau să-i pun în congelator. Vă încurajez, dar nu trebuie să mergeți ca să mâncați, trebuie să mergeți ca să vă documentați. Documentare. E ca o carte pe care o citești, adică dacă în post, mai citești o carte, mai deschizi și o carte. Vă las să... Doamna Larisa, sănătate, să rămână, v-am adus clienții să pune... Spuneți de banda aia adezivă să nu se uite, da, vă rog frumos, să rămână. Ticușorul, ce bușoară asta, uite-te la dânsa ta, ai. Uite, niște tineri, îl știi, mai ții minte pe băieții ăștia?
Hai să mergem deoparte, așa să-i lăsăm să vândă ca să nu... Bună dimineața, bună dimineața. Trecem sărămâna. Ce faceți? Sărămâna. N-ați înghețat? N-ați înghețat? Trec aici lângă dumneavoastră. Oh, ce bine vândă cu... Decativ. Ia. Ce faceți? Oh. Cu ce vă încălziți? Ziceți drept, care-i secretul? Cu ce ne încălzim? Cu miere. Facem energie. Faceți energie. Pentru epidemia asta de laringit, bronșit, gălărit, ce se recomandă la noastră pe masa asta? Mierea de salcâm cu propolisul, antibioticul de la albine. Propolisul. Asta e recomandarea noastră? Da. Cât e un borcanel din albine? Sau un faguri pentru sinozită, pentru gât. Un faguri. Deci asta ar fi, nu? Da. 11 lei ăsta, nu? Da. Și ăsta a mâncat o bucățică, un pătrățel mic, un cubușor mic. Da, savurat în gură. Uite aici, tipul să... Pentru sinozită. Merge treaba sau nu prea s-a aruncat? Azi e cam rece, așa. Cam frigul. Dar o să ne încălzim. Știți că de săma viitoare vă bag înăuntru. Alte condiții, altă viață. Să rămână și vă felicit că puteți să vă încercați aici, așa. Tipușorul, trecem mai departe. Uite, să arăt ceva frumos. Bună ziua! Uite, să rămână, domnișoară. Vă las eu numai să vă apreciez vinetele. Sunt ultimele? Ultimele. Pe bune? Atât cât mai este. Domnul a luat 3 kg. Păi, dar cum să nu e că sunt ultima... Așa ultima... picuții cum o să așa dar se iau. Dar știu că sunt gustoase, sunt bune? Asta e problema. Problema asta e soluția. Ați luat toată vânăta de acum, boierie. 3 kg și cât e kilogramul? 5 lei. Așa cum sunt fideturnate, 5 lei. Pe 5 lei. Da. Luăm și noi tipușorul, mai facem o tură, s-ar putea să nu mai găsim când ne întoarcem, da, nu? Da, mai faceți salată să trăiți. Acum merge numai... Poate aici un boier care știți, dă mâna, vezi? Așa, dă mâna, scoți mânușa, băgați-o înapoi în mânușă, că... Cum a fost anul ăsta? Trebuie să dăm lângă domnișoară. Foarte bine, chiar foarte bine. Știi, când ne băgăm omul nou, mai foarte bine. Ați zis foarte bine? S-a strigat bingo? Da, foarte bine. Unde vă duce asta, Nicolo, când terminați? Poftim? Destinația, unde vă duce? Puteți să vă duc într-un concediu, ceva frumos, da, elegant, să vă reveniți un concediu pic. Concediu cât stăm acasă? Păi nu. Cât e odihnă acasă, atâta. Până în martie. Crăciunul meu și se termină. Facultate, mai o sesiune, mai... Sunteți la facultate? Trece. Da. Studente la? Conservator, anul tăi. Și vindeți vinete păi, și... Păi, dar cum? Trebuie. Trebuie să știți să faci și treabă, nu numai... A, deci, să vă ajutați părinții, nu faceți... Aha, priceput. Și când o să deveniți artist, da, dar artistul acolo, nu? Da. Succes, felicitări pentru toată munca noastră, mergem așa, laterală. Deci de acum, când devine artist, nu mai veniți voastră aici, o să vină, nu m-au zumit, așa, un pic să vă uitați. La conservator ce faceți? Cântați sau sunteți cu gura sau cu mâinile? Și cu mâinile și cu gura. Am fost un bun artist viitor, să știți. Haideți, vă rog. Nu, mulțumesc. Nu vreți să cumpărați, nu? Eu i-am cumpărat. Cum nu? Ce ați luat acolo? Fasole. Fasole? Da. La ora asta, proteină, în loc de carne. Fasole e bună, în loc de carne, că de poți, n-ai ce să faci. E foarte bun. Este? Asta e de aici, e foarte bun, am luat de altă parte și s-o negri și am aruncat. Care asta de aici? De unde? Din Kaufland. S-o negrit? Păi da, că au cumpărat egiptenii de la noi și pe urmă noi am luat de înapoi de la ei. Asta e. Da, așa și e. Și acum de unde ați luat fasolele astea? De aici, de la domnișoara aia? Mergem acolo. De al meu, știi? Posibil că da. De la ce costă? Nu-s Bucovina. Noi mergem dincolo. Dar fasole, aici-s fasole, da? Gata. Livada lui Costică, Ticușor, ca să înțelegi. Uite-l acolo, umblă cu fasolea în târg acum la ora asta. Lasă, mergi, mă. Fasole cu proteine la ora asta, în loc să veniți cu o carne. Ticușor, vine încoace. Vine încoace, aproape-te. Aici mână, uite aici mână, Ticușor, uite aici mână de golan și mână de om muncitor. Mi-a mâncat la tata. Dar cu fasole azi? Fac un ciubuc, sau lui Irinel. Da-i zicea că sau lui Irinel, nu știa. Da. Dar ce câți din alea bune. Da, bune. Deci nu spun nimic, dacă stai cu fața. Stai cu spate. Asta e carnea din perioada asta. Asta e carnea din perioada asta. Bio, natural. Să știți că, bună dimineața, ce ați cumpărat? Noi am luat niște produse din astea de... Tradițional pentru... Ca să le duc și în zona Oltenii, să vadă cum e în Moldova. O trimiteți la Vale, la sud? Mă duc eu, că eu sunt moldovean oltenizat. Uleu, dar ce ați pățit? De ce? V-a plăcut în zona... Așa a făcut cu serviciu. Așa a fost cu serviciu. Și le duceți din asta așa? Nu. Avem și acolo. Avem, da, corect. Acolo spune făsui. Păsui? Și numai atâta? Păsui. Înseamnă că nu aveți mulți în... Ajunge. Pentru copilași așa un pic să deguste, să vadă despre ce vorba. Da. Și rămâneți acolo de Crăciun?
Da, da, acolo nu de Crăciun. Acolo fac cu copilul în Moldova. Vi drag de zona asta? E foarte drag. Păi eu sunt de Dărmănești, de aici am copilărit. Am cu la Fane Babanul liceu, cum Dumnezeu să fie drag. Ștefan cel Mare, Ticușor, ca să nu înțelegi mare, alte aborde. Da, de mult. În 70 am terminat. Și acum în Craiova, acolo unde? Chiar în Craiova? Sau? Nu, în Râmnicu Vâlcea. În Râmnicu Vâlcea. Da. E un oraș mai ca Suceava. Eu am terminat o școală mai specială și am făcut un serviciu pe acolo și n-am putut să mă retrag în zona Moldovei. Școală cu... Da. Doamne ajută! Nimeni nu-i perfect în viață. Dacă chinul albastru, ca să fim înțeleși. Să fim înțeleși. Să fim înțeleși. Ticușor, la prânz am fost? La brânză nu, ai să-i pe domnul. Rămâi aici, că eu nu mă duc eu acolo, mă apropii, că unde-i brânză nu-i... Doamne ajută, numai să vă salut, că unde-i brânză, să trăiți bună dimineața. Uite-l acolo. Din bucata mea de caș a venit un câine, adică pe mine. De la Stuca, bun? Foarte bun. Degeaba? Degeaba. Ia le să trăiți. Degeaba? Degeaba, nu? Nu, nu, mai bără, lasă că-i muncă acolo. La un kilo nu duc o ție cu degeaba. Ticușorul pe cărnet azi e mai soft, că se postește și românul nostru e pe tradiție, da? Hai să mergem să-i salutăm pe tinerii ăștia. Bună dimineața! Vă sunteți cu fasolea? Da, da, da. Aaa, ce vă merge! Și dumneavoastră, sunteți cu? Nu, sunteți cu mine, domnișoară. Ziceți, ce mai faceți? Bine. Ticușorul îngheță, mă mândă, ce-și... Ia să vă mănunț acum. Ia. Păi de ce o mănușică ceva acolo? Din ce zonă? Brădățel. Brădățel? Aici aproape, nu, da. Două ore sunteți acasă. Deci chiar, mai puțin. Cu ce ați mai venit? Ultima strigare? Nu, sperăm să nu fie ultima. Avem capia, ceapă, ardei. Așa? Și conserve din sosurile de acum, conserve făcute de noastră? Da, de mine. De dumneavoastră. Familia de mine, mea, de familie? Da. Lucrați dumneavoastră la produsele astea sau numai pe vânzare? Sunteți pe marketing și pe... Mai mult pe marketing. Mai mult pe marketing? Da? Zice. Mama, ea se ocupă cu... Asta ce e? Castraveți vidați în vid. Castraveți murați. De la frente, gândi-mă că nici eu nu mai pot să răspund la două întrebări. Castraveți murați. Vidați, da, așa. Să vezi și conopit de murați clasic. Ce înseamnă murat clasic? Adică... Se poate și altfel mura. Castraveți în sare, murați în sare. A, nu-i cu oțet, nu-i cu din asta, nu-i cu conservat. Nu, castraveți conopii de usturoi, murați el în sare și apă. Murați clasic, da. Și de ce-i vidați? Pentru că avem să mai diversificăm puțin. Avem și în borcan, avem și în vidați. Se țin mai bine ăștia vidați? Da. Sunt mai tari. Sunt mai tari, mai buni și alte. Și da. La un kilogram? Nu, jumătate de kil și ăsta la... Jumătate și la un kilogram, da. Mănânci cum trebuie. Cât e asta de un kilogram? Ăsta e 10 lei și ăsta e 6 lei. Deci e de luat la kilogram. Da. Ca să fie treaba bună. Da. De săptămâna viitoare am o veste bună. Băgăm drive-in, băgăm înăuntru. O să faci o ofertă cu touch screen, intrăm cu lumea pe acolo, vine lumea. Ticușorul, nu râde, așa va fi. Îți alegi? E ca la, știi, ca la vale, îți alegi de acolo, îți vine oferta. Sărut mâinile. Mamă, dar știi cum? Nu-ți vine să-i pup mâna, că la cât e de rece, nici nu rămână buzile. Râde. Te filmează niște golan care râde muncitor. Domnul Buză. Ați lăsat standul gol, domnul Buz. Vă las, domnișoară. Felicitări că puteți îndura. A lăsat standul gol, îl vezi acolo? Golan? Bună ziua. Deci când vorbește la telefon, dar nu e, că acum dacă îl suni, îi sună în telefon. Uite la boierul Buză, uite-te un pic. Uite-te un pic aici, Ticușoară. Uite-te un pic aici. Merișorul nostru românesc. Și săptămâna viitoare, dragilor, o să vă arăt ce înseamnă mărul nostru versus mărul lor care îl dă copiilor la școală. Vrei să vezi filmul ăla, Ticușor? Hai să vrei să-l vezi. Tu mai poți cu mânuța? Mai pot, mai. Domnul Buză, bună ziua, bine ați venit. Să trăiești. Ce face, boieră? Care vii? Domnul Buză. Hai, Ticușor, să arăt de ce omul ăsta îi vesel. Vine coraj. Uite aici. Arăt aici. Uite aici. Asta. Nu arăt aici. Nu aici. Hai, mă, nu filma acolo, mă. Te rog eu frumos. Băi, terminați, mai terminați cu brăstiile, mai terminați. Nu, asta ce e? Kerosen, nu? Chiar mai mânca la tata, bună treabă. Asta e, știi ce e asta, domnule? Hai, asta ce? E soluție pentru lămpi. Doar de acum știi că trebuie să ieșim la lămpi. Nu mai e cu becurile, dar văzut că nu mai avem voie. Nu mai voi, nu. Cu becurile. Nu, slavă Ucraina. Asta e pentru lămpi. Aha, și punem și la... dai foc cu fitil din ăla... Da, dar în gură dai foc. A, și pui și luminează ochii. Da, deci și ochii și gura. Gura și de acum se vede, da, și doamna e fericită și domnul e fericit. Toată lumea e fericită când bei. Auzi, dar știi că de săptămâna viitoare?
te bagă la... Ai văzut că am spus de față cu tine? Ai văzut? Da. Băi, ar fi ceva să frumos, stăm... să fie fine. Ceva frumos, să stați înăuntru. Fain, fain, da, la calul. Că la minus 2 grade s-o cam terminat cu joacă. Da, e bun acolo înăuntru, vom vedea. Mulțumit anul ăsta? Ești ok? Pentru? Pentru ce ai avut, tot ți-a dat bunos. Mulțumim la Dumnezeu, dacă suntem sănătoși. E ok. Mai ai măr? Eu am terminat. Eu mai am până la sărbători. Și cam gata. Da. Și te pui pe cheltuit. Pe asta, m-am devenit vedetă, ai văzut, altfel se vinde. Cum devii vedetă? Marius Buze, satul de altă dată. Satul românesc de altă dată. Cum? Uite și doamna directoare, Ticușorul, întoarce-le de acum. Cum? Să rămână doamna directoare. Bine ați venit la dumneavoastră aici, la... să felicitări pentru decizia pe care ați luat-o. Doamna directoare, îi băgați înăuntru? Eram zic la zdub, dar nu, îi băgați la căldură. La căldură. La căldură? Da. Felicitări. Săptămâna viitoare, vedem. Felicitări. Dar nu-i stabilită, nu-i băgată bătută în cuie. 89. Doamne ajută, Ticușorul, piață. Ce vrei să-mi dai, nenea Marius? Și vreți, dumneavoastră? Eu n-am voie, cherosin n-am voie, că da, ce să vă da? Merele nu-mi plac, carnea nu-i bună, ăsta-i post. Carne-i post. E post, nu? Carne-i post. Asta n-au carne? Au, au. Au, nu? Au șase. Îți bune. Nenea Marius, sănătate maximă, succes să-ți urez, ai grijă Doamne de ajută, tine. Doamne ajută, așteptăm pe la noi. Venim, venim. Hai, Ticușoră, ultima abordare. Mergem aici la boierul nostru din Calafindești. Prietenul tău, la care e cartofi, tu în fiecare sâmbătă. Tot aici, șase. Doamne, ia cartofiul. Mai este marfă? Mai este leac. Hai, Ticușoră, am crezut cu omul ăsta. Aduce ce mai bun la prima stricare. Dar vine încoace, aproape tău leac. Vine încoace să vezi. Cartofi, uite, doi cartofi, așa. Marfă, calonă. Și tot n-am învățat. Se cheamă... Bela Rosa și... Cariera, Red Led am terminat. Red Led-ul ați lămurit-o? Da, l-am vândut. Câte toni mai aveți în beci? Vă 15. 15 toni? Da. Deci să mă grăbesc sau să mai stau un pic? Cum vreți. Tot 2-3 zile sau cât îl dați acum? Da, tot 2-3 zile. Că ați înghețat bine, l-ați lămurit. Sănătate vă urez, aveți grijă de dumneavoastră. Dragii mei, la treabă, l-am cântat aici. Dragii mei, încă o dată vă spun. Ticușor. Direcția agricolă. Între OMV, se vede mare acolo și metro. Dinspre Fălticeni, la intrare în Suceava, dinspre Fălticeni, pe dreapta. N-aveți cum s-o arătat. Niște oameni extraordinari, credeți-mă, se poate negocia, dar nu cred că tu mai vine să negociezi după ce vezi cam cum se dâr de aici, Ticușor. Vei spui și tu două cuvinte? Nu mai poate deschide gura. Vă mulțumesc frumos, vă aștept în fiecare sâmbătă. Dacă nu o să-i vedeți aici, îs înăuntru. Să-i dea Dumnezeu sănătate, doamne directoare, că... E frumos, da? Că s-a gândit la lucrul ăsta, pentru că la minus, de la minus 2, 3, 5 grade deja marfa e dezastru, îngheață, e efectiv. Uite-te la ora asta și e ora 10, uite-te cam ce e în piață. Deci lumea vrea, simte că producătorul local merită și trebuie respectat. Așa creștem cu toți. Vă mulțumesc frumos, un share, un like, un clopoțel, apăsați acolo ca să vă apară de fiecare dată notificare când noi mai postăm ceva. Face foarte mult pentru noi. Ca de obicei, susținem. Like.